Președintele Cartel Alfa Maramureș Florin Hosu a avut recent o întâlnire cu cinci dintre parlamentarii maramureșeni. Este vorba de Severica Covaciu, Norbert Tapioc, Vladuruș, Justin Talpo și Viorica Cherecheș. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea de către sindicalista unor propuneri pentru modificarea mai multor puncte din Legea 448-2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Discuțiile, spune reprezentantul Cartel Alfa, au avut rezultat primind deja un feedback din partea reprezentanților USR. Solicităm două articole de modificare cu privire la drepturi salariale. Eu mă refer la indemnizația de concediu care uh, se putea acorda sau nu se putea depinde de situație și, având în vedere situația asistenților personal care n-au cum să-și efectueze concediu, am solicitat modificare legislativă în, uh, pentru a se acorda această indemnizație fără să se mai ofere și alte alternative. Indemnizația nu este mare, este salarul net al uh, asistentului personal. Florin Hosu a afirmat că a solicitat și modificarea codului fiscal. Dar între timp, atât deputatul UDMR, de domnul Norbert, cât și USR-ul mi-a confirmat că s-a modificat codul fiscal și că există uh, acea scutire de impozit, chiar dacă uh, persoana cu handicap nu are proprietate a locuință respectivă. Liderul de sindicat este optimist acum, mai ales că în a doua decada a lunii februarie se vor purta discuții în Camera Deputaților pentru modificarea legii 448.